Strategia două goluri în prima repriză este gata, începe sâmbătă 7 ianuarie, dar te rog să rămâi până la final sau măcar ai puțină răbdare să asculți despre ce e vorba. Am pregătit același bilet cu cod și la GetBet și la SuperBet. Avem 5 coduri, 2, 3, 4, 5, 5 coduri la GetBet, Același bilet, e un singur bilet, nu mizați fiecare cod în parte, am făcut mai multe pentru că le vor bloca a, agențiile de pariuri și, drept urmare, utilizați codul care încă merge. La Superbet, la fel, v-am pregătit șase coduri, eventual câștig, după cum vedeți, jumătate de milion de lei, aici un milion de lei este câștigul, cotele sunt foarte mari la GetBet. Dacă vreți să jucăm și la altă agenție, lăsați în comentarii la ce agenție mai doriți să pregătesc biletul sau lăsați chiar voi în comentarii dacă jucați, de exemplu, la Powerbet, la orice agenție vreți voi, Fortuna sau așa mai departe, lăsați în comentarii. Distribuiți cu toții, haideți să ne unim, haideți să câștigăm acest bilet când va fi câștigător. Nu 100, nu 200 de oameni, 500, 1000 de oameni să simtă superbetul, să simtă casele de pariuri, că și noi avem forță împreună, că împreună suntem puternici și împreună vom reuși odată și odată. Cine a pariat pe 26 decembrie de Boxing Day știe cât de aproape am fost uh, să câștigăm această strategie, acest proiect și alții chiar au câștigat 16.000 cu 2 lei, cu 6 lei uh, sau uh, 11.000 de lei cu 100 de lei bine, eu nu recomand sumele astea mari pe care voi le-ați le pariat de Boxing Day vă recomand 2 lei pe bilet îl jucați o dată întregă, o dată la minus 2 și-l avem și la șansă dacă cumva ne scot 2, putem câștiga după cum vedeți câștig minim 802 lei nu uitați este vorba despre conferința Sud Liga 6 din Anglia o ligă pe care o joc de 3 ani și jumătate și într-un final îmi va aduce un profit uriaș atunci când va fi câștigătoare. Nu uitați, toți care vreți detaliile despre această strategie puteți accesa a, dreptunghiul de deasupra și veți afla acolo cum și de ce uh, am ales acest campionat și care este, până la urmă, strategia în sine. Eu am fost Nicolae Vasile, nu uitați, pareați responsabil, parias cu cap, dar mai ales pariați doar atât cât vă permiteți să suportați pierderea. Mă înclin!